Se încinsese tare tărâța în voi. Da, sunt foarte mândru de mine și așa am să rămân non-stop. Mai nu am început eu scandalul. Dar totuși a existat un scandal. A existat, dar l-am început eu. N-am mai înjurat, n-am mai... De la ce a pornit, practic? Întrebați-l pe Nicos, că el a pornit. Nicos. A fost o caracterizare a mea, de faptul că Achebono ție nu-ți plac turnătorii, să spun așa. Nu mai știu exact de ce m-am referit la Cristi în momentul respectiv, că la Cristian băteam apropo. A pornit. Deci stați un pic că am auzit niște lucruri acolo referitor la sunat, la chestii de genul. Eu cu Achebono, involuntar să spun așa, pentru că eu nu știam de existența lui și nici el de existența mea, avem câteva cunoștințe comune, foarte apropiate. Și poate eu nu mă fac explicit în fața lui când subliniez faptul că nu ar fi ok să se ajungă la mai sus. Și poate că nu mă înțelege pe mine că nu vreau să se ajungă la chestii mai nașpa, poate înțelege din gura altcuiva că nu e ok să ne certăm, că noi ar trebui să ne înțelegem bine, măcar din punct de vedere strict competițional, iar când se încheie tot și plecăm din competiție, nu ne mai întâlnim. La ce chestii nașpa te referi? Dacă vezi că vrei să ne înțelegem bine, vii pe scări, așa, vii și scoțele și spui hai afară. Păi nu, dar... Eu eram aici, n-aveam nicio problemă. Nu, m-a deranjat tonalitatea în care ai răspuns. Adică eu te înțeleg și ai dreptate că faci ce vrei, dar nu... Nu mi-a plăcut tonul pe care te-ai exprimat. Eu fac ce vreau, eu vreau să fiu. Nu ți-a plăcut tonul, nu ți-a plăcut că ți-am dat-o în față. Nu e adevărat, nu. Nu ți-a plăcut că ți-am spus. Păi eu îți recunosc acum, pe mine m-a deranjat tonul tău. Într-adevăr. Da, că mai fost tonuri. Am venit peste tine la baie, adu-ți aminte că am venit peste tine. Eu fac ce vreau. Eu fac ce vreau. Din ce am înțeles pe filmarea asta, că sunteți 5, 6, puteți să fii și 800. Nicos, te referi la faptul că ți-ar fi vorbit cu superioritate sau pe un ton ridicat? Pe un ton ridicat, fără motiv. Când eu purteam o discuție, cred că și în secundă mă certam. Nu aveam eu niciun drept să fiu, eu nu aveam niciun drept să fiu în discuția lui cu Cristian. Și cum se numește? Eu... Nu mă interesa. Asta pentru cunoștința a tuturor. Că nu sunt hau în platou și miau acasă, nu sunt hau nicăieri, sunt miau peste tot. Și acasă, că n-am mai continuat chestia asta, n-am mai continuat pentru că nu sunt de acord. Consider că Nicos de multe ori s-a luat cu noi, fiindcă știe că cu Achebono nu-i merge și sunt de părere și o să fiu de părere în continuare. Fiindcă știe că nu e... de nasul lui. Nu poate să-l bată la violență fizică niciodată și cred că levită și de asta încearcă să-l Cristian acum instigă din nou și mă nu provoacă pe mine să-mi ies din stare acum, ca din nou acum să-i sunt să-l invit pe Achebono. Exact cum a zis și Achebono, el nu poartă ranchiună, între voi doi nu există dușmănie, așa că trebuie să stai. Nu există dușmănie nici din partea mea, nu față de Achebono. Tocmai. Față de niciun băiat din această casă. Pentru că, până la urmă, nu mi-a dat nici Achebono să mănânc, nici eu lui. Stai puțin, nici eu nu i-am dat să mănânce lui Cristian, nici el mie. Când vorbeam cu soră mea la telefon, spunea că o să-l terorizez în emisiune. Dar n-am voie să-l placă. Păi, nu prea glumești tu că... Tu cred că, dacă tu spui de mine că nu sunt de nasul cuiva din această emisiune, tu, eu practic, la anumite acuze, te-ai speriat atât de tare... Încât ți-ai făcut un vlog, zici că erai de la din Al-Qaeda, zici că erai sigilat, te-am capturat vlog. Cineva. Ai chemat toată producția la hotel de frică că îți bag eu ceva. Toată producția? Am chemat pe cineva din producție să-i explic față în față. Și m-a rugat să scoată telefonul, dar să filmeze momentul. Glumeam cu sora lui Doșoara Cristina în vestiar, înainte să începem această gală. Pentru că pe sora lui o cheamă ca pe sora mea. A existat vreun vlog pe care Cristian l-a publicat? Se referește la materialul respectiv. Materialul acela pe care s-a filmat el așa. Acela a fost adus aici. El a aspirat de bombe. Nicio problemă. Atât de rău s-a aspirat Cristian că ce o să-i fac eu lui când eu i-am spus clar că tu vei fi sancționat de mine și vei fi judecat în emisiune. Deci parcă aici exact nu avem dreptul să judecăm pe nimeni. De ce am judecat? Pe tine mi-am dat singur dreptul să te... Dar nu există așa ceva. Nu există. Îmi permit singur. Lucrurile astea ți se permit de altcineva. Este moderatorul emisiunii de producție sau de toată lumea. Cristian, nu ți le permit să te devalorizezi în fața nimănui. Nu e vorba de devalorizat, dar e vorba tu în viața ta nu o să poți să susții o părere până la capăt în fața mea. Nu, același lucru spune și el despre tine. Sunt două păreri care se bat cap în cap. Acum ce e de făcut? Să vedem cine va triumfa în această... Un acord. Nu e, ce acord? Să vedem cine va triumfa în această emisiune, să vedem cine va avea relații mai frumoase, să vedem cine va lupta mai frumos pentru o femeie, să vedem cine va avea argumente Doamne mai... Doamne ajută să vedem lucrurile potente în orice discuție.
Ai dreptate. Eu nu l-am amenințat pe Cristian, că el a luat-o ca și când să vezi ce fac eu la hotel. Dar el crede că eu am venit până în Istanbul aici ca să stau să-l bat. Dar nu ai zis de hotel, era vorba strict de emisiune și ai spus că mă vei ataca unde mă doare mai tare. Știi, așa. Unde mă doare în familie. Și dacă, ți-am spus producția, am zis că mi-e frică de Nicos. Ce ai făcut? Am spus că vreau să se facă ceva în privința asta, fiindcă se va ajunge la bătaie dacă nu intervine cineva. Nu se va ajunge la bătaie, pentru că tu nu ai cum să te bați cu mine. Când îmi spui mie că eu ar trebui să vorbesc cu tine din WC, îți iei un aer de superioritate foarte mare și nu-l ai. Nu îmi pare rău. Ai o atitudine de bolonaș. Ce fac bucureștenii, oamenii ca tine, țaran? Dragul pentru meu, am buletin de București. Te faci să te simți mai bine? Că vrei tu să mă pui pe mine într-o poziție proastă. Asta te vrei pun, să faci tu. Te pun și... Dar nu ai șanse pentru că nu ai argumente și nu revin la ce, că m-am săturat să tot țin în mine. Mi-am spus punctul meu și părerea mea, da, punctul meu de vedere și părerea mea, și am acuzat pe mine de minciună. Rămâne mincinoasă în fața mea. Uite-te, și o falsă. Uite-te. Alexandra. Da. Ai două secrete. Pe unul dintre ele eu îl știu. Unul dintre secrete era legat de gala în care s-a pecetluit relația ta cu Nicos. Mai devreme mă întrebați de cutiuță. Eu v-am spus că n-am o cutiuță, dar că surprizele nu vor lipsi. Fata favorită și băiatul favorit vor proteja în seara aceasta câte o persoană. Fetele vor vota o fată. Băieții vor vota un băiat. Dă flori, faci geste frumoase și după aceea, dacă greșești, o faci în toate felurile. Urât. Ai spus că ești adversarul nostru, că nu știu ce. Acum văd că ești prieten cu toată lumea, nu te mai cer. Eu sunt prieten cu toată lumea și în continuare. Până acum n-ai fost. Păi stai puțin, eu nu m-am mai dat cu părerea cu Paul, pentru că Paul nu m-a mai deranjat în mod direct cu subiectele din trecut, cu firme, cu scaune, cu dărâmături. Cu George n-am mai intrat în conflict, pentru că nu mai vreau să vorbesc despre Mona și asta era singurul conflict cu care puteam să intru cu George. Eu cu George nu m-am certat din niciun alt motiv. Nu am avut un conflict cu el despre ceva anume și nici nu cred că voi avea, fiindcă mie cam îmi place atitudinea lui. Îmi place că se dă înapoi când simte că degenerează. El nu s-a certat cu niciun băiat, din ce mi-amintesc eu. Așa, am avut mici neînțelegeri. Nu poți să-mi induci tu mie acum. Eu acum cu tine te... Nu știu, tu ce te simți acum că fac? Că te atac? Dar nu-i vorba de atacat. În momentul când îmi spui mie că eu ar trebui să vorbesc cu tine din WC, îți iei un aer de superioritate foarte mare și nu-l ai. Nu îmi pare rău. Nu-l ai. Mă simt. Superioritatea vine din respect și din bun simț. Nu știi ce are. Dai ție dreptate și ți-l în continuare, ai o atitudine de bolonaș. Ce fac bucureștenii, oamenii ca tine, țaran? Dragul meu, am buletin de București. Te faci să te simți mai bine? Nu. Atunci... Pentru că tu de foarte multe ori ai un punct sensibil al tău, bătaia, subiectul bătaie. E vorba de bătaie. Totdeauna ai simțit nevoia să cumva să fii părtaș din astfel de subiecte. Că ești ca martor, că ești ca îți dai tu o părere, că te dai tu că degenerează la o bătaie. Am fost întrebat de domnișoara Cristina ce părere am. Pe Paul nu l-am simțit niciodată într-un subiect de bătaie. Nici măcar în afară la hotel, la mișto, la catering. Păi când te-ai dus atunci la el, când te-ai dus la el, când a aruncat cu scaunul Marinescu și a dat cu picioarele. Păi stai puțin, nu era vorba de bătaie acolo. Aici era vorba de faptul că Paul s-a simțit jignit, că Marinescu a aruncat cu un scaun la picioarele lui și Paul a gestionat situația ca și când i-ar fi venit în față. Și am avut discuția asta bărbătește cu Paul, s-a încheiat, s-a rezolvat și a spus punctul, mi-a spus punctul. Dar nu spune tu mie că eu am venit ieri de la terasă ca să bat la ușa voastră. Dar n-a zis nimeni chestia asta, omule, am spus eu lucrul ăsta, nu înțeleg de ce tragi concluzia. Eu caut cu voi, așa i-a spus. N-ai zis că cauți, am zis că până acum ai fost cu fetele, după aia ai venit cu noi, după aia cu Marinescu. Sunt cu fetele, chiar dacă am avut o impresie, o părere proastă despre ce. Dar nu înțeleg de ce
ce schimb subiectul imediat? Dar nu schimb, dar păi schimb subiectul ca să eviți răspunsul, asta faci. Nu evit răspunsul. Eu ți-am spus ție un lucru, că ai făcut, că te-ai dus la fete, după aia cu Marinescu și acum cu noi. Am pus la masă cu voi, cu Achebono și cu Gabriel ieri, pentru că mă simțeam eu prost să mă pun singur la altă masă, par un sălbatic. Eu sunt o persoană sociabilă. Eu dacă n-am fost prieten fără ție cu tine în această emisiune, nu înseamnă că n-am prieten afară. Am foarte mulți prieteni. Dar nici n-a zis nimeni că nu mi se părea că m-am gândit că îl fac și pe Achebono și pe Gabriel să se simtă prost. Eu te luci pe sălbaticul ăla, să duce în capătul. Tu înțelegi la ce mă refer? Mariana, tu ai simțit că Cristian s-a îndepărtat de tine? Nu. Chiar dar am simțit acest lucru. Dacă ar fi să alegi dintre cei trei, Nicos, Paul și Cristian, nu voi alege. Pe niciunul? În acest moment, nu. Le-am spus și lor. Și relația mea cu Cristian, pentru mine, în acest moment, este o relație de prietenie. Dar la ce vine Cristian? Care nu va evolua niciodată, din punctul tău de vedere? Eu am spus că timpul va decide ce se va întâmpla. Eu vorbesc strict în acest moment. După pupăturile de ieri, aș fi crezut altceva. Dar, ia uite. Mariana, e foarte greu de cucerit și știu lucrul ăsta. De asta eu știe chestia asta și am vorbit. Da, era și de asta ce? De asta te retragi? De asta nici nu mă retrag. A, foarte frumos, luptă în continuare. De asta i s-a părut și mai greu, că mai sunt și alți pretendenți. Nu, dar nu mi-a fost greu deloc. Nu cred că i s-a părut greu, pentru că tu, în momentul în care eu ți-am spus că eu nu mă văd într-o relație cu tine, tu în acel moment ai spus că nu vei mai încerca niciodată la mine și nu vei mai... nu vrei să te simți preșul nimănui, ceva de genul, și niciodată nu o să mai vii să te milogești la mine și chestiile astea. Și sincer, ok, la început am înțeles că ai spus tu că este vorba de o simulare. Și în acest moment de ce ai spus că te retragi? Pentru că tu mergeai pe chestia de simulare. Uite, chiar și măcar nu era adevărat ceea ce chiar făceai. Chiar dacă o să mă pun într-o lumină proastă în fața ta, poate ar trebui să iei în considerare că ceea ce am făcut eu a fost și o strategie. Strategie pentru ce? Să-l aduc pe Cristian în situația în care s-a pus singur astăzi, de s-a simțit încolțit. Păi să înțeleg că ai fost fals în acel moment în care tu veneai la mine și spuneai toate chestii. Dacă ai fi fost atentă, Mariana, eu ți-am lăsat ție un semn. Când ți-am dăruit niște flori, n-au fost niște trandafiri. În general, când încerci să cucerești o femeie, se oferă trandafiri. N-au fost niște floresoare. Eu am lăsat un semn pe care l-am considerat eu. Voi de ce râdeți fetelor de florile pe care le-a primit Mariana? Eu ți-am dăruit niște flori în semn de prietenie. Cum? Erau ofilite? Nicos, tu oferi flori ofilite? Nu mă fac să vorbesc. Nici măcar le-ai cumpărat tu flori. Eu cred că s-a întâmplat să le păstrezi undeva nepotrivit, oricum gestul. Am și eu o întrebare. Mi-ai cumpărat tu special acele flori ca semn de prietenie? Poftim? Mi-ai cumpărat tu acele flori ca fiind un semn de prietenie? Da. Tu personal, cu mâna ta le-ai cumpărat? Da. Ah, bine. De ce ai întrebat asta, Mariana? Eram curioasă. Cine credeai că le-a cumpărat? Pur și simplu, era doar o curiozitate. Eu nu înțeleg de ce zâmbește toată lumea ironic. E vreun secret ascuns sau ce? Nu, doar că toată lumea a râs ieri de flori că sunt ofilite. Bine, poate le înțeles până au ajuns până aici. Asta vă spuneam și eu. Poate până în momentul în care au ajuns la tine au fost păstrate într-un loc nepotrivit. Da. Ia uite pe Mădălina ce râde. Eu v-am spus că păi știi ceva și ascundeți de mine. Simt. Eu am crezut că le-a luat de aici, din casă. Și eu la fel. Ce ai crezut? Sunt atâtea flori pe aici, am crezut că le-a luat de aici. Dacă nu mă înșel acum două zile sau trei zile, când plecam spre casă, am văzut florile astea undeva prin spate. Adică cineva din producție le-a primit, apoi Nicolas le-a luat și le-a dorit Marianei. E real, Nicolas? Am ce scuze că alte posibilități pentru niște flori, nu știu, că să le-au fost ofilite, sincer, n-am observat detaliul ăsta. Nici nu contează. Nu, am zis că e de înțeles. Nu vreau nici să accentuez pe gestul, contează, că e urât și să trimiți flori ofilite unei femei. În schimb, eu nu am sesizat acest detaliu. Haideți să vedem. A vorbit Nicos despre Alexandra. Alexandra. Chiar dacă e frumoasă și a plăcut-o și nu știu ce... Acum, lucrurile nu mai stau atât de bine. Hai să vedem ce ați mai avut de împărțit. Să fie sănătoasă de capul ei acolo, Alexandra. Să fie sănătoasă. Pentru mine oricum e un zero și un nimic. Și pentru mine, stai liniștit. Adică la revedere. Nu vreau să mai discut cu tine. Eu mi-am spus tot ce am avut de spus și oricum s-a văzut în materiale ceea ce s-a întâmplat între noi doi și că ți-ai bătut joc de mine. Atât. Referitor la Mona, nici de aia nu mai am de spus nimic. Decât când voi pune acea...
Nico, stai liniștit că se vede tot. La revedere. O să se vadă absolut tot. Eu la n-am revedere. De tine. Știu, se vede și conversația ta cu Gabriel de pe data de 4 august. Ce au vorbit pe 4 august? Aoleu, pardon, nu trebuia să mai zic asta. Ia zi. Lasă. Eu cu Gabi am vorbit pe data de 4 august, eu ultimele mesaje pe care le-am vorbit eu cu Gabi au fost date aici, eu n-am mai vorbit cu Gabi. Sigur? Foarte sigur. Oh. Și atunci? Olo, dar nu mai vreau să mai deschid subiectul despre ta. Minte, deci vine cu minciuni, deci chiar minte, în momentul de față minte, eu n-am mai vorbit cu Gabi. Lasă-l pe Gabi, că nu mai discutăm despre asta. Stai, dragă, iar ai luat foc abricheta. Păi cum m-a pus să vine pentru niște lucruri pe care nu le-am făcut, dar fie un pic de rușine. Ce? Nu te agitezi! Nici doamne, iartă-mă, doamne! Păi, tu te uiți la tine! Tu te uiți la tine vreo secundă, tu te uiți, tu te vezi? Alexandra! Gata, ce tot m-ai luat chiar în serie? Eu am acum o discuție cu... Fratele meu, vină cu argumentele reale, nu băga minciune! Gata, închei subiectul cu mine, că nu mai ai nicio treabă cu mine, gata! Păi nu minți, frate! Gata, vezi de treaba ta! Potoliți-vă, măi! Uite ce tu Alexandra, nu cred că ai avut vreo discuție cu Gabriel, pentru că sigur materiale. N-ar fi trimis-o. Nu, am avut, n-am vorbit cu Gabriel, n-am mai vorbit cu Gabriel. Din ultima oară când am vorbit cu Gabriel a fost în momentul în care a fost aici, pe live. Gata, mă, gata, vezi, evită-mă. Singurele persoane cu care am vorbit. Evită-mă, te rog frumos, mă deranjezi. Păi tu vii să mă acuzi pe mine de niște chestii pe care nu le-am făcut. Păi dar nu mă mai băga în seamă, omule, vizi-mă de treaba ta. Și tu îmi spui mie să te evit? Da, vezi, vizi-mă de treaba ta, te-am băgat eu în seamă, te-am băgat eu în cadru. Fratele meu, dar ai mințit în momentul de față. Alexandru. Da. Ce ați mai avut de împărat? Mă acuză pe niște lucruri care nu sunt adevărate. Încerca într-un fel sau altul să mă dea în jos, cum spune el, că mă coboară. Dar din punctul meu de vedere poți coborâ un om în momentul în care vii cu dovezi reale și nu acuzi pe nedrept. Și pur și simplu el a venit aici și a mințit. Nicos, ai mințit? Nu. Dar? De ce spune Alexandra asta? Doamna Cristina, eu pot dovedi în orice moment că ultima mea convorbire cu Gabi a fost când a fost aici la în emisiune. Este mincinos și cam așa. Vă faceți mincinoși? Informația pe care minciunii. Eu pot dovedi oricând. Este, a spus că este pe 2 sau 3 august. A zis 4. Nu, el a zis pe 4. Nu, a zis pe fata respectivă. Am zis și 2 și 3 și 4, nu mai știam. Fata a zis pe 2 august. Nu, tu ai zis strict pe 4, eu n-am mai vorbit. Înseamnă că am greșit, eu mă rectific. Acum este vorba de 2 și 3, ceva de 2. Între seara dintre 2 și 3 august. Bun, și până la urmă se lămurise acea discuție cumva. Informația asta nici măcar nu poate fi verificată. Dar chiar dacă ar fi fost adevărată, ba, da, poate fi coincide verificată cu data când ar fi vorbit despre Găbiță. Păi asta încerc să spun, că ultima oară când am vorbit eu, când eram la hotel cu Găbiță, a fost în momentul în care m-a sunat și cu Gabriel și mi-a zis să-l protejez într-un fel sau altul pe Găbiță. Atât, și am venit a doua zi și am spus în emisiune. Păi 20 și ceva am avut, 20 și ceva luni trecut. Atunci a fost ultima oară când am vorbit. Acela video cu el. 27. Pe 27. Și după 27 ai spus că n-ai mai vorbit cu el de nu știu atunci. Eu am Madalina, poți te rog frumos să mă lasă să termin și eu fraza și după aia spui. Pe data de 27 când ai spus tu că ai vorbit ultima oară cu el, tu ai venit, Alexandra, tu ai vorbit cu acuzație, să... că ai mințit, că ai mai vorbit pe data de 2-3 sau când am spus eu, pe 2 august. Nu, asta am vorbit și înainte și am vorbit spus și pe material. Madalina, tu ce trebuia să comenti? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici. Sau aici.